through the shit until they murder me. Prins și o țigară, că n-ai cum să, n-ai cum să faci așa ceva, deci trebuie să prins o țigară, da? Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod, mai bine zis, la un nou vlog. Nu episod, pentru că nu facem gaming, facem un mare Q&A, deci după atâta vreme, deci cred că a trecut un an de zile de când am mai făcut un vlog și nu am mai postat nimic, deci am și uitat cum se vorbește, cum se face, cum se... Da. Ați înțeles voi. Am postat un status pe Facebook, voi mi-ați lăsat aici o grămadă de întrebări. Chiar mă bucur. Deci, îi dăm bătaie, zic, nu? Nu prea o să mă uit la web. Sper că e bine poziționat, da? Ia să vedem. Și începem cu Sebastian Andrei Petrescu. Unde e statusul pentru Q&A? Și tocmai am răspuns. Pe YouTube. Normal că pe YouTube, nu? Așa, Sebastian Sebi. Câți ani ai? Am 19, am îndrept cu pași mari spre 20. Am îmbătrânit și eu, ce să faci? Acum e vară, acum e iarnă, acum ai 15 ani, acum ai 50 de ani, deci cam aia e ideea. Marian Gheorghe, apar și eu. Da, tocmai ai apărut. Respect. Mersi de comentariu. În fine. Așa, Liviu Moisiuc. Cum te cheamă pe YouTube? Că vreau să mă abonez și ce telefon ai? Păi mă cheamă așa cum sunt pe Facebook, Mitică Voinescu, un nume stupid. Așa, și ce telefon ai? Am un Samsung Galaxy 6, hai să vi-l arăt și vouă. Da, vedeți mâinile mele cum arată, deci tocmai ce am intrat în casă am fost și am crăpat lemne, deci sunt foarte obosit și mâine din nou la treabă. Nu știu când o să apară clipul ăsta, acum astăzi e miercuri, deci probabil clipul ăsta o să apară pe vineri. Nu știu dacă o să am timp să-l editez în seara asta, că am ceva, da. Am ceva treabă mâine dimineață și trebuie să mă trezesc de vreme, înțelegeți voi. Hai să revenim la Q&A, pentru că e un vlog totuși. Ia să vedem ce mai zic băieții. Robert Popoaie, ai iubite? Momentan nu am și nici nu aș vrea. Ai avut primul sărut? Normal, cine nu? Lol, cum să nu l-am? L-am avut. Așa, care e jocul tău preferat? Seria Gothic. La ce YouTuber te uiți? Da, ceva mă bâlbei, nu știu de ce. Așa, la ce YouTuber te uiți? Păi mă uit la o grămadă, la Neveu, la Mițu, la lumea lui Grim, dar momentan nu mai postează, nu știu dacă îl știți. Mă uit la o grămadă de vlogger, Vlad Munteanu, de ăștia, probabil știți. Ce alegi, munte sau mare? Munte aleg, acolo e frumos. Mihaela Maria, ai avut primul sărut? M-a întrebat și Robert, normal că am avut. Ce telefon ai? Samsung Galaxy 6, tot aceleași întrebări. Vrei să fim BFF, prieteni, adică da. Suntem, adică dacă mai ai la prieteni, normal că suntem. Ai iubite? Dacă da, spune numele ei. Nu am, momentan. Câți ani ai? Tocmai am zis mai sus, 20 aproape. Pune numele în video, te rog. Mulțumesc, cu plăcere. O întrebare destul de interesantă din partea lui Cristian Valentin. Dacă ai alege să mănânci orice din lumea asta, dar să fii obligat să bei un singur lucru la mâncarea respectivă, ce ai mâncat, ce ai bea? Deci eu nu prea am înțeles întrebarea asta, să o mai citesc o dată, hai să mai citim o dată. Dacă alegi să mănânci orice din lumea asta, dar să fii obligat să bei un singur lucru la mâncarea respectivă, ce ai mânca, ce ai bea? Păi ce, aș mânca mâncarea și o mănânc și azi și ce-am mâncat ieri și ce-am mâncat alaltă ieri. Hai să zicem cartofi și cola, habar nu am, cartofi prăjiți, mă refer, nu cruz. Nu știu, adică asta, nu? Ar veni. Nu știu dacă am înțeles eu întrebarea, dar sper că am înțeles-o, habar nu am. La ce s-a referit, dar mi-a plăcut întrebarea asta, am stat ceva pe gândul să înțeleg ce a vrut să zică. Eu sper că am răspuns bine, dacă nu, îmi cer scuze. Hai să trecem mai departe, prietene, Valentin Emi Dionisi, sper că am pronunțat bine. Pentru a juca jocuri PC 2000-2018 gratis, să nu fie virusate, cum se instalează corect jocurile? Păi în primul rând ar trebui să te interesezi de... Adică să te interesezi, să te uiți pe site-urile, să nu fie în primul rând site-urile virusate, dacă înțelegi ce am vrut să zic. Era un program numit Torrent, probabil știți toți, dar, da, super. Dar nu vi-l recomand pentru că am luat și eu virus de pe Torrent, am piratat jocuri și mi-am luat virus, fucking virus. Îți recomand să cumperi jocul, strângi acolo 5 euro, 10 euro și îți iei jocul de pe Steam și l-ai permanent, deci nu trebuie să-l piratezi de fiecare dată când ai chef să joci acel joc. Deci mai bine folosești Steam-ul.
Pentru că poți să-ți iei virus de pe orice site, nu știu, nu poți să-ți explic cum se instalează corect jocurile, adică depinde ce joc vrei să descarci. Așa, o să faci vreodată gaming pe canal, tocmai fac gaming, am făcut un videoclip, dacă ai aruncat o privire pe canalul meu o să vezi un videoclip în care am zis problema ce o am eu și de ce nu mai fac gaming până luni, adică până luni, de luni încolo îi dăm iară cu live-urile. Emanuel Dan, dacă ar veni un miliardar și ți-ar oferi șansa de a fi bogat, dar cu ocazia de ți-ai omorât familia, ai accepta? Păi sunt Temi. Salut, Temi. Păi n-aș face niciodată această treabă, cred că nimeni n-ar face această treabă. Bine, mai sunt persoane care chiar își omoară familia pentru câțiva chiori de bani, pe care pot să fie și un miliard de euro. Deci nu, niciodată. Adică, de ce ai face asta? De ce ai face lucrurile astea pentru câțiva bani? Învață, trebuie să învățăm să trăim cu ce avem, cu... Na, înțelegeți voi. Nu trebuie să ne aruncăm asupra banilor așa dintr-o dată și să facem un lucru prostesc, după care o să ne pară rău dacă facem un lucru prostesc, cum ar fi... Da, ți-ai omorât familia, dar după aia zic eu că ți-ar părea foarte, foarte rău. Deci mai bine ai sta acolo liniștit și mori de foame mai bine. Pentru că familia e cea care ți-a dat ție viață, puii mei, nu? Așa, hai să trecem mai departe, o întrebare destul de... nu prea mi-a plăcut această întrebare, Soremi. Așa, Costi Bica, ești microbist? Nu sunt, what the fuck, microbist? Cu ce echipă de fotbal ții? Dacă te referi la echipele din România, țin cu Steaua. Și dacă te referi la echipele europene, adică toate țările, din toate țările, țin cu Real Madrid. Așa. Și nu știu de ce am un tic, fac într-una. Sorry, sorry man, îmi pare rău pentru acest tic pe care nu știu de unde a venit. Bine, mai am un tic, dar nu o să-l arăt acum. O să mă abțin. Darius Husar. Câți ani ai și de unde ești? Câți ani o să faci YouTube? Am 20 de ani, sunt din Suceava. Probabil o să fac mulți ani de acum încolo YouTube, dar când o să am timp, am zis, am și treabă, am și multe pe cap și fac și YouTube, adică fac toate odată, deci, da. Oricum, YouTube-ul fac de plăcere, prieteni, îl fac pentru voi, să ne mai amuzăm și noi, să ne relaxăm, deci cam asta e ideea. Și da, vlogul ăsta nu prea va fi editat așa mult, pentru că nu am făcut un text, mi-era lene, adică după o zi de muncă nu mai aveam chef să fac unde asta un text sau nu știu cum să-i zic, să scriu și după aia să citesc ce am scris acolo și iară, da? Zic ce-mi vine mie acum, pe moment. Mocean Daniel, care este cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu nu s-a putut îndeplini. Aveam un vis să ajung sportiv, adică mie îmi plăcea sportul, dar nu orice ce sport îmi plăcea. În primul rând mi-a plăcut fotbalul, dar m-am lăsat de fotbal și după aia am dat de un sport pe Eurosport, nu știu cât știu acest sport. E vorba despre schiuri, sărituri cu schiurile mai bine zis. Am și poze, adică de la ski, dacă vreți să aruncați o privire pe pozele mele mai vechi și o să vedeți. Deci, da, vreau să ajung acolo, dar nu am putut. Adică la ski, sărituri cu schiurile, mai bine zis, ski jumping. Așa. Dacă ai putea să ai o super putere, care ar fi aceea? Să mă fac invizibil. Ar fi grozav, nu? Zi niște amintiri hazli din copilărie. Da, și legat de această întrebare o să fac un clip special pentru că mi-a cerut multă lume, adică nu multă lume, câteva persoane să facă un clip cu amintiri din Hasley și așa mai departe. Și am eu niște amintiri de la liceu, dar sunt peste generația asta de 18 ani, peste 18 ani, pentru că va fi prostii acolo, deci multe prostii pe care le-am făcut eu și o să fie un limbaj vulgar. Va fi un clip super tare, dar o să apară mult mai încolo, când o să facem probabil 1000 de abonați. Așa, prieteni. Ia să trecem mai departe, zidem Ruxandariu Mihel Robert. Ai prietene și mă cheamă, am mai zis asta cred că de vreo 5 ori, nu am. Vei face și vloguri, tocmai acum fac un vlog, dar mai mult o să mă acces pe gaming pe acest canal, o să fac probabil o săptămână de vloguri. Sau mă gândesc la un program pe care l-aș putea împărți între vloguri și gaming. O să vedem. Care ți se pare cel mai de treabă YouTube?
La întrebarea asta nu pot să-ți răspund pentru că sunt mulți de treabă, adică nu, nu știu care ar putea fi cel mai de treabă YouTuber. Pentru că sunt mai mulți și nu trebuie să facem comparație între oameni, adică toți suntem egali, dar de treabă sunt mulți, asta e important. Să fim mulți de treabă, să nu fim joșnici ca alții. O, Florin Hriscu, ce faci bă urâtule, te pup și eu te pup, Florine. Ai de gând să te apuci de CSGO, PUBG, Fortnite? Bă, nu știu, probabil că nu o să-mi iau CSGO să văd cum se descurcă pe PUBG, pe Fortnite. Pe PUBG și pe Fortnite cred că o să se miște bine, la CSGO nu știu, pentru că am netul ăsta și îmi urcă ping-ul câteodată la 300-400 și nu prea îmi place. Dar o să vedem, prieteni, poate o să ne apucăm de toate la timpul lor. Oricum, până în septembrie trebuie să mai așteptăm, atunci o să ne apucăm și de jocuri mai noi și mai multe chestii. Momentan facem chestiile astea pe care le facem chiar acum. Îți plac aparatele? Bă, momentan nu mai îmi plac. Era un timp când mai băgam așa câte 10-15 lei, 20-30 de milioane. Nu băgam 20-30 milioane, 20-30 milioane, cred că n-ați înțeles nimic din treaba asta. Nu îmi plac, n-am mai băgat cred că de vreo 4 ani deloc. Nu am plăcerea asta cu păcănele, nu. Adică nu văd rostul de ce să bagi la păcănele când poți să stai cu bani în buzunar. Câștigi odată, câștigi de 2 ori, dar la 3 oară pierzi de 10 ori mai mult. De ce nu băga asta la păcănele? Care e mâncarea, băutura ta favorite? Păi care ar fi? Mâncarea, cartofi prăjiți, asta a fost mereu mâncarea mea favorită, să zic așa. Chiar dacă e o mâncare simplă, dar asta mi-a plăcut cel mai mult, cel mai mult am mâncat și încă continui să mănânc. Știu că nu sunt prea bun cartofii prăjiți, dar asta e viața. Băutura, îmi place sucul. Nu beau, n-am mai pus alcool de 2 ani de zile, vreau să vă reamintesc. Adică nu să vă reamintesc, vă spun pentru prima dată, n-am pus alcool de 2 ani de zile. Țigările astea m-am mai... Ana Aurelia, știi să gătești? Știu să gătești și nu am încotro, trebuie să gătesc în fiecare zi, să... Bine, sunt eu cu fratele meu acasă, părinții sunt plecați în străinătate și trebuie să gătim normal, dar nu să ne mâncați. Așa iasă din Cosmin Căldăruș. În trecut am avut vreun canal de YouTube? Da, am mai avut un canal de YouTube, un canal de vlog, aveam 2000 de abonați, nu de mult l-am șters pentru că nu mai se uita nimeni la acel canal și am făcut canalul ăsta nou, care e de gaming. Mai facem o combinație între gaming și vloguri, mai facem câte un vlog, mai facem câte un gaming, mai facem câte un vlog, mai facem câte un gaming. Așa, da, cred că a ieșit destul de nașpa. Ștefan Agache, până când o să te ții de YouTube? Până nu o să mai pot. Adică, na, dacă ai un număr de abonați, adică ar trebui să te ții de treaba aia, pentru că abonații aia se așteaptă la ceva bun din partea ta și, na, ar trebui să dai tot ce poți și să te străduiești. Ce ai face dacă avea 1 milion de abonați? Păi în primul rând aș fi foarte bucuros, adică da, e cam imposibil, dar trebuie să depui foarte multă muncă să ajunge la acea sumă de abonați. Deci, și nu știu de ce folosesc acest cuvânt, cred că l-am folosit de vreo 100 de ori în acest vlog. Deci, și încă o să-l folosesc pentru că nu știu ce cuvânt l-ar putea înlocui momentan, nu-mi vine în gând. Așa, unde am rămas? Da, trebuie să depui multă muncă ca să ajungi la acea sumă de abonați. Trebuie să ai promovări, trebuie să ai multe chestii. Deci e destul de greu să ajungi acolo, trebuie multă muncă. După cum vedeți, hai să-i luăm de exemplu pe Vlad Munteanu sau pe Shelly. Deci au făcut băieții 1 milion de abonați în 6-7 ani de zile. Deci, vă dați seama? 7 ani de muncă ca să ajungi acolo, sus. Deci e greu, foarte greu. Și cum fac eu gaming, adică ar trebui să joc multe jocuri, nu doar CSGO. Cu CSGO maxim dacă poți să ajungi la 50.000 de abonați, dacă joci doar CS. Vă recomand dacă vreți să creșteți cu canalul de YouTube, să jucați mai multe jocuri cum joacă Max Infinity, să luăm așa, ca idee. Deci cam asta e ideea cu 1 milion de abonați. Mersi mult de întrebare, Andra, te pup. Pop Darius, îl știi pe Idarius HD? Idarius, probabil ești tu, nu? Mihai FCSB Caraibnat. La ce YouTuber mare te uiți? Mă uit la mulți, la Vlad Munteanu, Shelly nu prea mă uit așa, din când în când. Dar mai mult mă uit la cum să zic, la gamer, adică ăștia, cum e Neveu, Mitsu, Palash, Flash. O să fac o serie de gaming. Momentan fac seria de gaming, fac Gothic și după aia trecem la Gothic 3. Dacă nu știi canalul meu, eu te rog să arunci o privire acolo. Să vezi anterioarele clipuri, să zic așa. Alex Puiu, ia să vedem. În ce comună, oraș, sat locuiești?
Trăiesc în comuna Vatra Moldoviții, județul Suceava. Ia, ca ai aflat și tu informații. E bine să faci un Q&A pentru că așa ne transmitem informații, așa ne cunoaștem noi mai bine, dacă e. Așa, ia să vedem, mai avem 3 întrebări. Super. Marius Constantin, când ai făcut prima dată sex? Prima dată sex am făcut acum 3 ani. Da, pe la 16 ani am început viața sexuală. 16-17 ani, cam așa. Între. A fost destul de frumos, dar se pare că a trecut și acel moment, am rămas singur de nou și, da. Mă uit la un bic, un retub și merge treaba, nu? Dacă ți s-ar da $100,000, ai părăsit YouTube? Cine nu ar face treaba asta, $100,000, ai putea să-ți faci altceva. Ai putea să-ți faci un alt canal, bine. Și să faci un canal mult mai mare. Deci $100,000 e bani ceva, deci e ceva. Am înțeles. Și ultima întrebare vine de la Alexandru. Alexandru, așa. O să joci GTA 5? Probabil o să joc când o să-mi iau noul PC, pentru că cu ăsta nu am nicio șansă. Deci, nu. Momentan nu o să joc GTA 5. Poate pe la iarnă o să jucăm și GTA 5, chiar așa mișto. Nu prea m-a atras GTA-ul acum. Na, GTA 5 are grafică destul de bună în față de Vice City, dar Vice City este copilăria noastră, după cum știți. Toți l-am jucat. Și fucking shit, m-am blocat la o misiune cu elicoptere, nu mai puteam trece misiunea aia. Cred că am jucat 2-3 luni doar la misiunea aia și n-am trecut-o și m-am lăsat pagubaș. Da, prieteni, eu sper că v-a plăcut acest Q&A. Nu știu când o să apară, astăzi este miercuri, probabil va apărea pe vineri sau sâmbătă, habar nu am. Îmi cer scuze că nu o să fie postată, cum am zis eu, la unele persoane, adică azi sau mâine, adică joi. Nu, chiar nu pot, nu pot să dovedesc toate chestiile astea. Deci azi am fost la Crepa Lepnei și nu am terminat, mai am și mâine vreo 3 ore, dar mâine seară. Mâine dimineață trebuie să merg la fân la un om, pentru că m-a chemat și i-am promis că merg. Dar cam asta e treaba pe aici, nu știu, pentru că trăim la țară, normal. Cred că înțelegi și cei de la oraș, pentru că și la oraș se face treabă, normal. Dacă vrei să-ți câștigi pâinea, trebuie să muncești, normal. Și e bine să muncești, nu trebuie să-ți fie rușine dacă muncești sau nu. Bine, dacă nu, ar trebui să-ți fie rușine dacă nu muncești. Dar, în fine, cam ăsta a fost vlogul. Nu știu cât a ieșit de bine, eu sper că v-a plăcut cât de cât. Și noi o să ne revedem data viitoare cu un vlog, nu știu, o să mai postăm 2 vloguri, cred că până luni, marți, nu știu, când o să-mi dea drumul ăștia la net, adică să-mi vine viteza din nou pe care o aveam, pentru că mi-e dor de acea viteză și aș vrea să încep din nou live-ul, pentru că nu mai rezist, mi-e dor de voi. Hai să facem și finalul așa. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share și un subscribe la canal. Eu sunt Mitică, iar noi ne revedem data viitoare, prieteni. Ciao și v-am pupat dulce.